Dragii mei, bine ați revenit pe Culinaria Baia Tiș. Astăzi vă voi prezenta o rețetă extrem de ușoară și foarte rapidă, cu un rezultat delicios. Haideți să învățăm să facem cea mai bună crispy onion din câte există. Ce este crispy onion? Este ceapa crocantă cu care suntem obișnuiți din comerț. Ea se comercializează la pliculețe de 100 și 500 de grame. Și ea este folosită în special în domeniul fast food-ului. Următoarea rețetă pe care o voi posta este un hot dog, poate cel mai bun hot dog din câte ați servit până acum. Și în acea rețetă de hot dog voi folosi această ceapă crocantă. Ceapa crocantă este în proporție de 99,99% albă. Cu o ceapă albă vom lucra și noi. Eu am o ceapă albă mică, dacă sunteți amatori de așa ceva, dacă încercați această rețetă și vă place, puteți să folosiți și o ceapă mare, este perfect normal. Înainte de a începe să realizăm această rețetă, trebuie să puneți o oală încăpătoare cu apă la fiert. Atenție, oala trebuie să aibă și capac. Eu am pus oala pe foc, apa aproape de înclocot și haideți atunci să începem să realizăm această rețetă, care, repet, este foarte simplă. Am tăiat ceapa în două și cu ajutorul acestei ustensile pe care cred că toți dintre dumneavoastră o cunosc, este vorba de curățătorul de legume, vom tăia ceapa în peștișori cât de subțire se poate. Vom proceda astfel și cu cealaltă jumătate de ceapă rămasă. Odată ceapa tăiată, ea va arăta așa. Exact înainte de a pune în apă fierbinte, adăugați un vârf de cuțit de sare normală de bucătărie, puneți peștișorii de ceapă, acoperiți și lăsați-o să fiarbă 3-5 minute la foc mediu. Apoi veți scoate peștișorii de ceapă și îi veți pune pe un șervețel de bucătărie pentru a absorbi excesul de apă. Odată scoși de la fiert, peștișorii de ceapă se vede că sunt translucizi. Ei acum sunt fierbinți, lăsăm să se scurgă 2-3 minute și să se domolească puțin, după care vom trece la cel de-al doilea și ultimul pas în realizarea acestei delicioase crispy onion. Ceapa noastră s-a domolit și după cum cred că deja v-ați dat seama, cel de-al doilea pas pentru realizarea acestui crispy este prăjirea. Acești peștișori de ceapă se vor prăji în baie de ulei, însă nu în friteuză, într-o olicică sau tăviță, cum doriți dumneavoastră, în ce prăjiți dumneavoastră de obicei, până în momentul în care ei devin aurii și veți vedea că vor deveni crocanți la exterior. Puneți tava, tigaia, ce folosiți dumneavoastră, lăsați să se încingă foarte bine, apoi puneți uleiul și abia apoi puneți ceapa. Ceapa noastră crispy este gata. Dacă folosiți o ceapă de dimensiune mai mare, prăjiți-o în două ture pentru că ea nu trebuie să stea aglomerată în tigaie, altfel se va lipi și peștișorii nu vor fi crispy, va fi un amalgam de ceapă lipită. Așa arată, se și aude. Este exact ceapa crispy a celor din fast food-ul american. Atât de ușor se face, nu are nevoie de niciun fel de condiment, este delicioasă și, după cum spuneam la început, nu uitați să vă abonați la canal, pentru că în foarte, foarte scurt timp aici va apărea și rețeta celui mai delicios hot dog din lume. Toate cele bune, aveți grijă de dumneavoastră și să ne auzim cu bine! La revedere!